Parte lungaciunea de binecuvântare a mesei. Și el era în dreapta amvonului de unde m-am rugat. Și înainte, când am început eu, dânsul și-a făcut două cruci. Când am zis amin, a făcut iarăși alte două. Și asta îmi spune mie că are curiozitatea. Chiar dacă o știe să o manifeste altfel de cum o considerăm și o manifestăm noi. De aceea să simtă spiritul bisericii noastre de închinare a Domnului. Frate Florian, mai cânt o cântare de la frate. Toate și am adormit. Așa spune Evanghelistul Matei. Și zăbovirea aceasta e o învățătură bună, frumoasă. Se pare că apostolii și ucenicii din primul veac îl așteptau pe Domnul să vină în generația lor. Și mirele zăbovea. Și regele întârzia. Și astăzi regele întârzie. Înțeleptul are în ultimul capitol de la Proverbe niște învățături pe care ni le dă practic prin patru vietăți, prin patru animale mici. La capitolul 30, la versetul 24, spune: patru vietăți sunt mai mici pe pământ, dintre cele mai mici. Și totuși, din cele mai înțelepte. Și când spune înțeleptul Solomon lucrurile acestea, spune: voi vedeți, încercați și voi să fiți ca și animalele acestea mici, pentru că sunt înțelepte. Și voi toți vreți să fiți înțelepți. N-am auzit pe nimeni să spună: eu vreau să fiu prost.
Toți vor să fie înțelepți, sau măcar să părem înțelepți. Și spune el mai departe, și ascultați acum cele patru vietăți. Furnicile, care nu sunt un popor tare, dar își pregătesc hrana vara. Eu am să vorbesc în mod spiritual, ca învățătură și hrană spirituală pentru noi aici. Furnicile nu sunt un popor tare. Calci pe furnici vara și nimeni nu socotește. Azi am omorât 70 de furnici, 80 de furnici. Calci și nu-ți pasă de ele. Nu sunt un popor tare. Și totuși, toată vara își strâng hrană. Le vezi că sunt de mici și cu cioculețul prinde și duce mâncare. Își pregătește hrana pentru vară. Noi avem fabula aceea în limba română, greierile și bunica. Toată vara ai cântat, acum rabdă. Eu am lucrat. Ce învățătură frumoasă de aici! Cât e timpul harului, cât e încă vară, cât încă ușile sunt deschise, cât ce nu folosiți. Asta vrea să spună furnica. Și acum încep să apară furnicile peste tot. Înțeleptul spune, învățați de la furnică. E o vreme când puteți strânge. E o vreme când puteți să adunați. E o vreme a harului. Folosiți-o. Furnica ne învață să folosim timpul verii. Timpul cât e timpul harului. Și apoi e timpul acesta pentru noi, care suntem credincioși ai Domnului. Cât timp ușile sunt deschise ca să lucrăm și avem putere, apoi să lucrăm, pentru că vine timpul când se întâmplă, încep să tremure paznicii casei. Mâinile încep să ne tremure. Și atunci degeaba mai vrei să dai cu mistria să construiești ceva. Să încovoaie cele tari, pilonii tari, picioarele. Încep să scârție. Și ăla e un semn. Până nu se opresc cei ce mănâncă, mâncătorii, dinții, s-au împuținat, spune înțeleptul, până nu se întunecă cei ce se uită pe ferestre, ochii. Cât timp e vară, furnica spune, haideți la lucru. Un alt popor pe care ni-l dă înțeleptul aici sunt șoarecii. Nu știu cui îi place de șoareci. N-am văzut. Americanii au făcut din șoarece un... Că Mickey Mouse ăsta e șoarece. Nu prea seamănă el, dar la american, șoarece de... Aici se vorbește de un șoarece de munte. Și spune, șoarecele de munte e înțelept. Nu e popor puternic. Însă e înțelept pentru că și-a făcut o casă într-un loc tare. Și-a pregătit și-a așezat locuința în stânci. Tăria șoarecelui de munte nu e în el, că e slab, dar e tare pentru că și-a așezat casa în stâncă. Și în casa aceea e tăria lui. Tăria noastră nu e în cine suntem noi și în cine sau în ce putere avem noi. Tăria noastră e în Domnul. Noi avem noi o cântare, rar să cântăm. O, noi ne-am bizuit pe Domnul. Ne-am pus tăria în Domnul, nu în tăria noastră. Cei tari cant, dar cei care se bizuiesc pe Domnul rămân în picioare. Șoarecii de munte nu sunt tari, nu sunt puternici, dar și-au făcut casa, și-au așezat casa în stâncă. Și Domnul Iisus dă pilda aceea. Îți faci casa pe nisip, să năruie, pentru că vin apele, vin șuvoaiele de apă. Șonăruie. Așează-ți casa pe stâncă. Lăcustele n-au împărat. Că vorbim de împărat. Lăcustele n-au împărat și totuși pornesc toate încete. Organizat. Când pornesc la luptă, ele pornesc încete. Se pare că vorbește de niște lucruri pe care oamenii le cunoșteau bine în vremea aceea. Prea puțin vedem noi aici lăcuste încete.
Molinele însă și pustia pe care o făceau lăcustele era grozavă în vremea aceea în Palestina, în Țara Sfântă. Veneau încete și se așezau și cotropeau în o holdă, apoi o ceată în cealaltă, munca să se facă organizat. Ce vrea să spun aici, dacă lăcustele care n-au un împărat și sunt așa de bine organizate, dar voi care aveți un împărat, voi care aveți un domn, și dacă Domnul Iisus Hristos este Domnul nostru, n-ar trebui și noi să fim organizați în lucrarea noastră de mântuire? Duceți-vă și propovăduiți Evanghelia, spune Domnul Iisus Hristos. Îi trimite cu Evanghelia să facă o lucrare. Voi veți fi martori și dă cercurile de influență. Va fi Ierusalim, va fi toată Iudeia, va fi apoi Samaria, va fi apoi până la marginile lumii. Veți fi martori, faceți lucrarea aceasta și lucrarea să se facă cu multă înțelepciune. Și urmează a patra vietate la care am putea să stăm mai mult. Păianjenul îl poți prinde cu mâinile. Îl prinzi cu mâna și se găsește totuși în casele împărătești. Asta înseamnă că împăianjenul ne învață că ar trebui să locuim în casele împărătești. N-ați vrea să trăiți într-o casă împărătească? Ieri am avut o surpriză. Mă gândeam, mie îmi place, uneori am așa surpriza când iau o haină pe care n-am îmbrăcat-o de vreo 2 luni, 3 luni și găsesc în ea bani. Nu știu cum, am lăsat banii acolo și când am îmbrăcat haina asta, așa cum zic, am schimbat anotimpul și schimb hainele de lână cu hainele mai puțin groase și bagi mâna în buzunar și găsești, am 10 dolari. Fac o surpriză nevestei. Sau alte lucruri. E una din bucuriile cele mai mari pe care le ai când schimbi haina, că haina e veche. Dacă găsești ceva bun în ea. Ieri, la masă, mă uitam și când a intrat alaiul regal, mă uit și pe unul din ei parcă îl cunosc. Nu era regele, nu era nici prințesa și nu era nici... era un bărbat, mai tânăr așa. Parcă îl cunosc, de unde îl știu eu? Întrebe Sandu, stătea lângă mine și dânsul e Constantin Brâncoveanu. Nume puternic de domnul. Băi, eu îl cunosc pe ăsta. Și într-o pauză între două feluri la mâncare, mă duc și îl întreb. În ce an ești născut, domnul Brâncoveanu? Și el îmi spune, în 43. Am zis, e mai tânăr ca mine. Nu cumva ai făcut liceul la Sfântul Sava, la Nicolae Bărcescu? Ceva da. Și atunci am început eu să-i spun. Cunoști pe Rășcan, Radu. Se gândește el? Nu. Cunoști pe Ion Dumitrescu? Nu. Cunoști pe Mariana Crilovici? Mariana Crilovici a fost în clasă cu mine. Cândăreața, am auzit, a ieșit Cândăreața. Și da, și pe eram în același an. Zic, înseamnă că ai făcut la Nicolae Bălcescu în același an cu mine. Și eu eram în C. În clasa 11 a C. Zic, eu eram în A. Zic, înseamnă că am fost colegi. Și așa ne-am bucurat, ca și într-o haină veche, când dai și găsești acolo buletinul duminical. un 10 dolari. Așa ne-am bucurat. Ia uite, dragă, eu am prieteni, și dacă cumva merge regele iarăși la parat, precis că Brâncoveanu și el. Și nu o să uite el de colegii lui, nu? Prietenii lui. Păianjenul nu-i mare lucru, că e păianjen, dar are ceva bun. Îl găsești în casele împărătești.
Și acum dați-mi voie să fac o aplicație spirituală pentru noi, pentru toți. Dacă veți deschide la Efeseni, în cartea, în epistola aceasta a lui Efeseni, Apostolul Pavel spune la capitolul 2, la versetul 19, așadar, voi nu mai sunteți nici străini, nici oaspeți ai casei, ci sunteți împreună cetățeni cu sfinții și mai mult, oameni din casa lui Dumnezeu. Învățați de la păianjen. Păianjenul îl prins cu mâna, nu-i mare. Dar ne învață. El caută până și în casele împărătești. Și înțeleptul putea să spună că îl găsești într-un bordei, că păianjenul îl găsești pretutindeni. Dar ascultați, voi tindeți să ajungeți în casele împărătești. Acolo unde e împăratul. Voi sunteți oameni din casa lui Dumnezeu. Prin răscumpărarea în sângele Domnului Iisus Hristos ne dă această înălțare mare, să ajungem să fim prinți, preoți și împărați pentru Dumnezeu, spune Apostolul Ioan în Apocalipsa. La Evanghelia după Ioan, capitolul 12, prin răscumpărarea și prin slujirea pe care o aducem noi Domnului, spune el la capitolul 12, versetul 26, dacă îmi slujește cineva, să mă urmeze și unde sunt eu, acolo va fi și slujitorul meu. În casa Tatălui meu sunt multe locașuri, spune Domnul Iisus Hristos. Păianjenul nu-i mare, îl prinzi cu mâna, dar se găsește în casele împărătești. Să doriți să veți în casa, să fiți în casa împăratului. Și dacă îmi slujește cineva, spune Domnul, Tatăl îl va cinsti. Să fii în casa împăratului, să fii în casa Tatălui. Să fii fiul al împăratului. Să fii prinț și mai mult. Tatăl, împăratul, să te cinstească. Cine poate visa o cinste mai mare decât aceasta? Patru vietăți sunt mici și ne învață cum să trăim în viață. E vremea Harului. Apucă Evanghelia și crede în Domnul Iisus Hristos. Furnicile ne învață. E vară, lucrați. Șoarecii de munte sunt slabi, nu un popor puternic, dar și-au așezat casa pe stâncă, în stâncă. Și stânca e tare și stânca îi ține și ajung să fie un popor puternic. Nu întăria noastră biruința și nu noi echezășia biruinței și a slavei, ci în Domnul. Noi purtăm steagul, dar steagul e cel care ne poartă, spune cântarea. Și lăcustele n-au un împărat, dar știu să fie unite. Știu să se adune și scopul idealul și destinul îi unește pe toți la oaltă. Și noi în lucrarea pentru Marele nostru Rege și Mântuitor Iisus Hristos să ne unim toți la oaltă. Iar păianjenul ne învață să dorim să fim în casa Împăratului. A Domnului să fie slava și cinstea în veci. Amin. Thank you.
spune, are paharul, gingerelul lor, sau ce este, un vin sau ce, și face un toast din acela. Că noi nu ridicăm și nu beau. Și atunci mama dă o idee. Zice, ne aplecăm și ne legăm și returile la pantofi. Nu merge. O să fim deodată 7 oameni pe jos să ne tot legăm și returile. Și dacă să ridic al doilea cu alt pahar, iarăși ne legăm și returile. Și la fiecare 5 minute dăm nu vă place cu țireturile sau ce? E o problemă, însă David spune paharul meu este plin de dă peste el. Nu vorbesc de paharul acela. Aș vrea în grabă să căutați câteva pahare pe care ni le dă. Am înțeles că 5 minute. Eu, prima oară am înțeles să tac, să nu mai spun. 5 minute, deci în 5 minute vine regele. Dacă deschideți la Geneza, capitolul 44, la versetul 2, veți găsi, și am să vă dau câteva pahare pe care le găsim în Biblie, ce sunt paharele cinstirii și a binecuvântărilor. Și nu trebuie să ne legăm la șiret, pentru că le înălțăm și sunt în cinstea Domnului. La Geneza, capitolul 44, la versetul 2, se pui și paharul meu, paharul de argint. La gura sacului celui mai tânăr, împreună cu argintul cuvenit pentru prețul lui. Și economul a făcut așa. E paharul de argint. Acesta e paharul harului, e paharul iubirii. Cel mai tânăr era preiubit, era fratele dulce. Era fratele pe care îl vroia aproape. Și Iosif spune, pune paharul meu, paharul scump, pune-l la gura sacului. E o, și în paharul acela al cinstirii, ceva frumos, pentru că ne iubește Dumnezeu așa de mult. Suntem pribegi, suntem dintr-o țară flămândă, de aici, de pe pământul acesta, unde e totul pustie și flămânzeală. Dar avem în sacul nostru paharul de argint al celui care este domn al țării pline de bogăție. În Psalmul 116, e al doilea pahar pe care aș vrea să-l vedeți, la versetul 13. Voi înălța paharul izbăvirilor și voi chema numele Domnului. Voi înălța paharul izbăvirilor. M-a scăpat Domnul din atâtea primejdii. A făcut Dumnezeu minuni mari în viața mea. Și psalmistul spune, nu le țineți ascunse. Ridicați paharul izbăvirilor. El a umplut paharul nostru de dă peste el cu minunile și cu izbăvirea sa. Răspândiți, spuneți tuturor despre dragostea lui Dumnezeu și despre izbăvirea, scăparea, mântuirea pe care ne-a dat-o. Un al treilea pahar îl veți găsi la Ieremia, capitolul 16, la versetul 7. Nimeni nu le va pune masa în timpul jălirii ca să-i mângâie pentru cel mort și nimeni nu le va întinde paharul mângăierii. Există un pahar al mângăierii pe care Dumnezeu ni-l dă, nu oamenii. Ne-l dăm însă Dumnezeu, paharul mângăierii. În a doua epistolă către Corinteni, apostolul spune, binecuvântat să fie Dumnezeu, Tatăl Domnului nostru Iisus Hristos, Părintele îndurărilor și Dumnezeul oricărei mângăieri. El ne umple paharul mângăierilor. Vin întristări în viață, vin necazuri, vin lucruri protivnice, și paharul tău ți se umple cu mângăierile din partea Domnului. Și bianți, pentru că mângăierile acestea sunt din partea Domnului și o doctorie potrivită pentru starea pe care o ai. Cuvântul lui Dumnezeu e de ajuns, e suficient pentru toate stările noastre în viață, pentru că e cuvântul lui Dumnezeu. Nu om, ci Domnul grăiește în cuvântul acesta.
Și mai e un pahar la 1 Corinteni, capitolul 10, la versetul 16. Aici cuvântul spune, paharul binecuvântat pe care îl binecuvântăm. Nu este el împărtășirea cu sângele lui Hristos? Paharul binecuvântat pe care îl binecuvântăm. El e binecuvântat. Pentru că e paharul suferințelor de care a avut parte Domnul Iisus Hristos pentru noi. Și paharul acesta noi îl binecuvântăm. Îl binecuvântăm pentru că din el primim și noi binecuvântare. Paharul cinstirii, paharul de argint. Sau paharul minunat și bun cu binecuvântările pe care ni le dă Domnul și psalmistul spune, înălțați-l. Sau paharul mângăierilor. Într-o stare în care suntem prinși de osteneală, de oboseală, de întristare, ne-au bătut prea multe vânturi. Și nu mai putem zâmbi. Și atunci, paharul mângăierilor mil de Domnul. Și paharul binecuvântat pe care l-a băut Domnul cu suferința amară, e paharul care a ajuns pentru noi să fie pahar dulce cu binecuvântări. De ce oare, nu v-ați gândit, paharul în seara cinei, Domnul știe și parcă în Ghețiman spune să se depărteze de la mine paharul acesta. Și totuși, în seara cinei, Domnul ia cupa și o binecuvintează. O închină Domnului și mulțumește pentru ea. Și de aceea, masa de la cină, noi o numim Eucarist. Masa binecuvântată, paharul binecuvântat pe care îl binecuvântăm. Și Domnul să fie binecuvântat că a ajuns, a adus și clipa aceea. Și de acum încolo, eu nu mai știu ce să mai spun. Domnul să fie lăudat. Vom cânta cântarea a noastră credință. Mi se pare că e numărul 125. 175. Ne ridicăm în picioare. A noastră credință are temelie, după care fanfara cântă imnul regal și cântă și imnul american. A noastră credință are temelie, a imnul regal și imnul Statelor Unite ale Americii.
Majestățile voastre, stimată și iubită altețe, stimați înalți oaspeți, în numele Bisericii Baptiste Române din Chicago și a comunității baptiste românești din orașul și metropola Chicago, vă spunem bine ați venit la noi și Domnul să vă binecuvinteze. Amin. Aceasta este ziua pe care a făcut-o Domnul ca să ne bucurăm și să ne veselim întrânsa. Lăsați ca astăzi, în ziua învierii și a biruinței Domnului nostru Iisus Hristos, să tresăltăm de bucurie că avem un Dumnezeu mare care ne iubește și El este Dumnezeul izbăvirilor noastre. Amin. Amin. Rog florile, fetițele să vină, fetele să vină cu flori pentru a aduce și apoi vom lua loc. Cheers.
dăm seama că timpul e înaintat, e târziu, aș fi vrut ca să vorbească domnul Constantin Brâncoveanu în cuvânt, să aibă doamna Mirela, care e venită de la România Liberă din țară. În mod special aș vrea ca principesa Margareta să aibă un cuvânt de salut. Dacă doamna Mirela m-a refuzat și domnul Constantin, îmi dau seama că nu vrea să vorbească, aș vrea ca principesa Margareta să aibă un cuvânt pentru noi, că suntem deosebiți de onorați. You speak in English. Am să vorbesc în engleză. In the name of my family, în numele familiei mele și al tatălui meu, I want to thank you for making it possible for us to come here. Vreau să vă mulțumesc că ați făcut posibilă vizita noastră aici. I know what you've all done to make this possible. Știu ce ați făcut ca să fie posibilă această vizită. And it's given us a fantastic welcome. Și ne-ați făcut un bun venit fantastic. And a wonderful hospitality. Și pentru ospitalitatea minunată. And warmth. Și căldură, călduroasă. And humor. Și umorul. And these are the values of the true Romania, which you have kept alive here. Și acestea sunt sentimentele adevăraților români pe care le-ați păstrat și aici chiar. You've kept the true heart of Romania beating here. Ați păstrat inima de români adevărați chiar aici, să bată. And you've given us courage to know that we'll go back all together to Romania. Și ne-ați dat curaj să credem că vom merge înapoi împreună în România. Amen. Numai două cuvinte vreau să vă spun. Asta este mai bun decât al meu de la radio. Vreau să mulțumesc din toată inima domnului pastor Alexa Popovici și domnului Valentin Popovici pentru toată această organizare și pentru aceste câteva momente de căldură românească și creștinească. Și vă spun din toată inima, și eu sunt tot creștin, și să vă binecuvinteze Dumnezeu pe toți și să vă dea sănătate și noi. Vă mulțumim foarte mult. Trebuie să ne continuăm drumul cu bucurie și sănătate. Majestatea sa, regele Mihai, va avea un cuvânt pentru supușii săi. Pentru că regele se va scula și conform unui obicei din strămoși, când se scoală regele, tot poporul se scoală. Vom cânta un verset din cântarea Te adorăm în fericire, Domn al slăvilor cerești. Și apoi majestatea sa, regele, va avea cuvântul. Te adorăm în fericire. Te adorăm în fericire, Domn al gloriei cerești. Ce curață de iubire, inimile ne încălzești. Foarte greu să găsesc cuvintele adaptate pentru primirea pe care mi-o face traiția sără căluroasă. Dacă vă spun, dar mulțumesc din toată inima, poate nu este destul și ceea ce simt. Să ne rugăm Bunului Dumnezeu ca într-un timp cât se poate mai scurt să putem să ne reîntâlnim noi toți la noi acasă, la Sfântul. În binecuvântarea pe care Dumnezeu o are pentru poporul și copiii săi, Moise spune, și majestățile voastre, e rugăciunea noastră pentru voi.
Domnul să vă binecuvinteze și să vă păzească. Amin. Domnul să facă să lumineze fața Lui peste voi și să se îndure de voi. Amin. Domnul să-și înalțe fața peste voi și să vă dea pacea. Amin. Și a nemuritorului, a nevăzutului, singurului Stăpân și Dumnezeu să fie toată cinstea și gloria în veci. Amin. N-avem daruri mari. Suntem săraci și pribegi, pentru că și noi am luat, ca și voi, drumurile pe jenii. Vă aducem însă cu lacrimi și cu inimile noastre și cu dragostea noastră în dimineața aceasta câteva daruri pe care le ținem și le ținem din strămoși ca cele mai de preț. Cuvântul lui Dumnezeu. Și fratele Ordeanu Petre, în numele diaconatului, a pastoratului și a bisericii întregi, vi le oferă cu toată dragostea. Majestate, m-am născut în ziua când s-a sărbătorit ultimul 10 mai în România. După această zi, poporul român nu a mai cunoscut adevărata sărbătoare și libertate. Generația noastră a fost generația care a suferit și a plâns, zdrobită de apăsarea tiraniei întunecate comuniste. Dar această generație e generația speranței, a luptei și a credinței în Dumnezeu. Vă dorim și ne rugăm ca Dumnezeu să aducă din nou libertatea pe plaiile României. Amin. Și să sărbătorim cât mai curând 10 mai cu bucurie în regatul României. Amin. Majestății, majestății voastre, majestății sale, regina și prințesei Margareta, oferim Biblia din partea bisericii noastre. Ea este cuvântul lui Dumnezeu veșnic, imutabil. E cartea iubirii și a înțelepciunii lui Dumnezeu, prin ea cunoaștem pe Domnul nostru Iisus Hristos, care este cuvântul întrupat, inima dumnezeirii, scopul creației, centrul istoriei, capul bisericii, regele regilor, mântuitorul celor credincioși și pocăiți. Amin. Majestățile voastre, de obicei la noi serviciile sunt lungi, predicile sunt peste o oră. Astăzi avem excepție însă. Vom avea predici mai scurte și predica din dimineața aceasta va fi rostită de fratele dr. Alexa Popovici, păstorul bisericii noastre. Înainte de aceasta vom avea citirea textului și o rugăciune de fratele Beni Hosu, după care vom avea cuvintele, omilia pentru dimineața aceasta. Să ne ridicăm la ascultarea cuvântului din Psalmul 33, începând cu versetul 6. Cerurile au fost făcute prin cuvântul Domnului și toată oștirea lor prin suflarea gurii Lui. El îngrămădește apele mării într-un morman și pune adâncurile în cămări. Tot pământul să se teamă de Domnul, toți locuitorii lumii să tremure înaintea Lui. Căci El zice și se face, poruncește și ce poruncește ia ființă. Domnul răstoarnă sfaturile neamurilor, zădărnicește planurile popoarelor, dar sfaturile Domnului dăinuiesc pe vecie și planurile inimii Lui din neam în neam. Ferice de poporul al cărui Dumnezeu este Domnul, ferice de poporul pe care și-l alege El de moștenire. Amin. Amin. Să ne rugăm Domnului. Tatăl nostru care ești în ceruri, îți mulțumim în primul rând pentru Domnul Iisus Hristos, care s-a dat la moarte pentru noi pe crucea de la Calvar. Apoi îți mulțumim pentru ocazia ce ne-o dai să fim împreună, să ascultăm cuvântul Tău. Te rugăm să ne binecuvintezi, să binecuvintezi pe Majestatea Sa, Regele Mihai. Și dacă este după voia Ta, te rugăm să-L duci înapoi în țară. Să-L îmbraci cu înțelepciune și lumină de sus. Ca în tot ce va face să se bizuie pe Tine și în tot ce va face să fie la inspirația Duhului Tău cel Sfânt. Te rugăm să binecuvintezi pe Cel care va vorbi și să-I dai putere de sus. Și tuturor, ajută-ne, Doamne, ca în împărăția Ta să fim împreună, lăudând, binecuvântând numele Tatălui și al Fiului și al Duhului Sfânt. Amin. Amin. O, Doamne, aici ne-am adunat ca fiind înaintea Ta cuvântul Tău, ce ni l-ai dat cu drag, l-am ascultat.